Ce zi frumoasă și ce soare! Ce câte de privighetori se aude! Ce-o fi oare? S-a născut un frumbușor. Pădurea fâșnește, îngerii zboară. Dau grabă să caut surorile mele. Menirea ce avem nu-i una ușoară. E harul divin, primit de demult. Noi îl simt. Din crâng se aud o șoaptă, văd raze de lumină. Am să o chem pe sora care-i mai înțeleaptă. Sunt sora cea mare și harul ce l-am primit este înțelepciunea. Înțelept? Dar ce contează? Contează să fii drept? Contează să fii corect? Contează să fii deștept? Asta înseamnă înțelept. La ceas de toaină am văzut o lumină pusă în fereastră de mama, gândind că o să venim norocul să ursim. Sunt sora mijlocie și venirea mea este să ursesc norocul. Ah, ce zăpăcită sunt! Ne-am luat cu vorba și am uitat să mă prezint. Eu sunt iubirea. Iubirea, ce dulce visare, ce dulce fior. Sublimul te învăluie ca într-un vis. Ușor ești ca fulgul plutind printre nori, iar lumea întreagă scoare eternul paradis. Dragile mele, să lăsăm sporoiala și să ne apucăm de treabă. Acesta e negoțul. Pentru el venim astăzi cu înțelepciune, iubire și noroc pe Marius Cătălin să-l ursim! Ce prunfușor frumos! Vai, ce minune! Dar stați! Fir roșu am să-i pun, așa, cu dibăcie, ferit să fie de priviri viclene, de ochiul să nu-l știe. Întâi și întâi, îți ursim să crești mare, sănătos, și să fii cel mai frumos. Acum ești mic, dar când vei crește mărișor, să înveți de la părinți, să fii și ascultător. Primii pași în viață ei ți vor arăta. Cu cea mai mare grijă ei te vor îndruma. Tot ei îți vor răspunde la veșnica întrebare. De ce? De ce e mamă fric? De ce apare soare? Sunt milioane de întrebări pe care le vei pune. Când vei afla răspunsul lor, înseamnă că ești mare. Când inima ți alege la ta soartă, să ai noroc, să fii și înțelept. Iar cea cu care să te însoțești, să aibă același daruri minunate, cu toată ființa ta să o iubești. Acum, pe fiul vieții, îți așezăm lumină. Lumina înțelepciunii să te îndrume, iar alții, la necaz, le vor veni la tine să le fii de ajutor și să le spui doar vorbe bune. Prietenii să-ți fie sinceri, buni, asemeni ție, cu sufletul deschis să-i întâlnești, în clipe grele, la nevoie, sprijin la ei să găsești, la rândul tău să le fii lor de ajutor.